Salutare, Tror, mă numesc Eugen. I-am lângă mine pe Valeriu și Adi. Iar astăzi filmăm Mănâncă produsul oribil pentru a salva 1000 de euro challenge. Da, prieteni, ați auzit bine. Astăzi vom fi obligați să mâncăm produse oribile pregătite de echipa Orange Blue pentru a ne salva banii. Pe acest perete avem 10 foi cu câte o sumă de bani pe fiecare, iar în spatele acestor foi se află produsele pe care va trebui să le mâncăm. Dacă mâncăm produsul, salvăm suma de bani indicată pe foaie, dacă nu, o pierdem. Cine rămâne la final cu cei mai mulți bani, câștigă acest challenge. Deci, cine va alege primul? Haideți că aleg eu pentru că sunt cel mai curajos. Sunt sigur că acest video va avea succes pentru că vouă vă plac episoadele în care noi suferim. Așa că apasă chiar acum pe butonul de like dacă mai vrei să vezi astfel de episoade în care echipa Orange Blue ne supune la diferite torturi. Prieteni, cu siguranță, acolo unde sunt numerele mai mari este ceva mult mai oribil, așa că voi alege un număr mic. Hai să fie 50, pentru că 25 sigur este prea ușor pentru mine. Hai să vedem. Pește! Ce arată așa? Bă, n-arată atât de rău, credeam că o să fie pește crud, dar e... Oh, miroase așa să vezi că e rău. El e crud, miroase pește în puțin. Pentru 50 de euro mănânc orice, prieten. Eu sunt sigur că acest pește este și sărat. Da, bun. Pe fața lui Eugen, nici eu nu mai am niciun fel de poftă să mănânc. Băi! Dar ce că iau? Nu, eu cred că Eugen exagerează, nu are cum să fie chiar așa. Da, Eugen. Voi încerca și eu și voi vedea dacă asta este adevărat sau este o minciună. Acum imaginează-ți și cum miroase. E atât de oribil. Nu, senzația asta. Nu e atât de oribil, dar e oribil. Eu urez tot ce e legat de mare, fructele de mare, nu știu, peștele, caracatița. Hai, Adi, sau renunți sau mănânci. Dar eu zic să guși măcar. Hai, Adi, mai repede! Trece timpul! Adi... Acum este rândul meu, eu voi mânca tot deodată și nu-mi pasă. Băi, nu pot să cred că Adi mănâncă nici tot. Nu pot să cred asta. Este unicul produs pe care când îl mănânci, băi, chiar îți dă senzația de carne împuțită, stricată. Da, dar 50 de euro sunt 50 de euro. Ce s-a întâmplat, Adi? N-aveți idee ce sentiment de vomă mi-a venit acum. Eu urăsc absolut tot ce e legat de mare, pești, caracatiță. Eu sper doar un singur lucru, că echipa Orange Blue nu ne-a dat pește stricat. Imaginați-vă un lucru, dacă la 50 de euro e așa produs oribil, dar ce se află la 200? Păi, dar cum mai puteți mâncați? Hai, Eugen, mănâncă gata mai repede, dacă de început termină deja. Ce ai început? Hai! Eugen, concentrează-te pe gust, concentrează-te parte, pe gust, pe gustul acesta puturos, concentrează-te. Este clar, toți am îndeplinit această provocare. Cred că trebuie să continuăm cu următoarea, pentru că asta a fost prea ușoară și noi toți am rămas cu banii noștri. Prieteni, trebuie să vorbim despre un subiect foarte important. Pierdem din poziții. Suntem pe locul 90 în România la numărul de abonați și situația doar se înrăutățește. De aia, haideți să ne unim forțele și să schimbăm acest lucru. Haideți împreună să devenim cea mai tare comunitate de pe YouTube-ul din România. Dar asta este posibil doar dacă cei care privesc acest video vor apăsa pe butonul roșu de subscribe. Împreună putem bate orice record, așa că haideți să le arătăm tuturor că noi, familia Orange Blue, suntem cei mai tari. Voi abonați-vă, iar noi haideți să începem acest challenge. Acum sunt curios ce se află sub cel mai mic număr de pe perete. Ceai foarte puternic. E ok, pentru 25 de euro să bei un ceai foarte puternic, cred că ne descurcăm toți. Băieți, cred că e imposibil să bem acum acest ceai extra mega fierbinte, așa că dăm o rundă, după care revenim la aceste pahare cu ceai. Prieteni, fiți atenți, vreau să jucăm un pic mai hardcore. Ce a vrut Adi să spună prin asta? Vrea să aleagă un număr mai mare că... Deci mă gândeam prima dată să aleg 200, dar lăsăm mai pe final. Hai să alegem așa în mijloc, undeva, nu știu, 150 încă nu sunt gata, așa că voi alege 125. Eu nu înțeleg ce e aici. Băutura secretă și cu un semnul întrebării. Ce înseamnă asta?
ce mai este? Vopsea. Chiar este o băutură misterioasă. Voi ați văzut vreodată... Deci nu înțeleg din ce fruct ar putea să fie făcută. Ce are la fund? Făcută din kiwi? Băi, seamănă cu kiwi. Bă, ce are la fund? Ce are la fund? Eu refuz să beau asta. Sorry, băieți. 125 de euro. Eu sper foarte mult că echipa nu a pus ceva otrăvitor, Adi. Eu vreau să mai filmez și alte episoade. Nu vreau ca acesta să fie ultimul. Deci, băieți. Îmi pare rău, dar avem aici... Eu 120 îmi rămân... Da, ziua rămâne destul de mult, chiar dacă sunt produse mai oribile, dar sper că... Da, dar eu lichidul ăsta verde n-o să-l beau. Cu banii ăștia poți face și o grămadă de lucruri. Sunt de acord, da, de Eugen, e Eugen, foarte oribil, ai făcut decizia corect. Da. Și aici au plecat banii tăi, Eugen. La fel și paharul puteți să-l luați. Ce e acolo? Eugen, tocmai ai pierdut 125 de euro pe un simplu lapte. Aici este pur și simplu lapte. Dar cred că este... Lapte verde, băieți? E stricat de vreo 3 luni, mă gândesc, altfel nu înțeleg. Lapte vegetal. Ce s-ar face verde? Fiți atenți, aici eu văd ceva verde închis, deci cred că e colorant alimentar. Nu cred că echipa Orange Blue a pus altceva aici. Eu oricum nu vreau să risc cu stomacul meu să beau acest lichid oribil. Bă, să știți că nu-mi pare rău că am dat banii. Fiți atenți. Uitați aici colorantul alimentar, îl recunosc din 1000. Și cum te simți, Eugen, după ce ai pierdut atât de mulți bani, când pur și simplu puteai să bei niște lapte? Băieți, o să vă întreb peste două ori, băieți, cum vă simțiți la stomac? Băi, la final, e un pic dulce colorantul ăsta alimentar. Băi, evident că e dulce. În schimb, dacă bem lapte, vom crește mari și sănătoși. Lapte verde. De ce ai făcut fața asta? Ce e cu limba ta? Te-ai mâncat un extraterestru? Nu-mi vine să cred. În schimb, am rămas cu bani. Băi, a fost delicios, mai ales la final. Eu nu știu de ce colorantul ăsta alimentar e dulce. Pentru că e colorant alimentar și trebuie să fie dulce. Ceai foarte puternic. Ce? Sper să fie cald. Nu am mai băut ceai în viață sau cum? Câte pachete s-au pus aici? Oh. Bă, doar previs ce avem aici. 5 pachete? Ăsta e ceai din ăla pentru... aristocrați. Aristocrații se intoxifică cu ceai? Nu prea cred. Eu mă bucur că nu trebuie să mâncăm spaghetele de ceai. Bă, singura da. Mea frică este că e amar. Eu deja am gustat și e extra amar. Ceaiul ăsta practic e mai tare decât cafeaua. Într-adevăr, este mult mai amar decât mă așteptam. Ui, ce miros. E oribil. Parcă-i praf la cafea direct. Nu, dar se combina asta cu peștele și cu laptele, gata. Prieteni, vreau să vă întreb, care e băutura voastră preferată? Mie, de exemplu, îmi place mai mult cafeaua. Cafeaua? Mie îmi plac bananele. Băutură. Sucul de banane. Dar care este băutura voastră preferată, prieteni? Scrieți chiar acum în comentarii să vedem care este aceasta. Eu nu înțeleg de ce Valeriu încă ține pachetelele în pahar. Păi pachetelele tot trebuie mâncate, nu? Nu, Valeriu, a zis de mult asta că nu. Ce de bine! Mă bucur foarte mult pentru că chiar nu mai aveam poftă să le mănânc și pe ele. Dar chiar este foarte concentrat, băieți. Mai ține pachetele alea. Uitați-vă, că jumate de oră. Arată, cum se bea toată asta? E extra amar. Bagi nasul aici odată și trezește la viață. Băieți, nu știu cum la voi, dar eu mi-a rămas ultimul gât. Cum ai băut toată asta? Eu tot sunt aproape de final, dar cum ai băut toată asta? Mi-era sete, după peștele ăla sărat. Eu cred că ai avut o gaură. Am avut o gaură, da, și-a gust aici. La gust parcă este o pastilă, doar pastilele sunt într-atât de amare. Prieteni, mai am încă foarte, foarte puțin, dar aici e cea mai mare problemă, pentru că tot praful ăsta din pachetele s-a dus, uite aici, la fund. Și va trebui acum să beau, practic, mai mult praf decât apă. E oribil, să nu încercați niciodată chestia asta. Acum înțeleg de ce mama spunea să scot pachetel după 5 minute din ceai. Ultimul gât, prieteni? Ultimul e mult mai amar decât... De ce nu mi-ai spus, adică ultimul este mai amar decât tot ceaiul? Toată infuzia asta spre final este cea mai concentrată. Vreau și eu să aleg ceva cât mai puternic, dar deja burta mea este plină. Nu știu ce să fac, hai să mergem cu 100, riscăm și mergem în castravete fiert și imaginați-vă că asta se va amesteca cu laptele și cu ceaiul și cu peștele. Ce se întâmplă în stomacul nostru? Da,
A, haide, poți să-i iai pe toți. Da, de, noi nu vrem să-i mâncăm. Ei, de ce Agilanescu? Bă, asta nu este deloc cinstit. Da, ăștia sunt la fel. Ce se întâmplă în stomacul meu după atâtea chestii? Ce se întâmplă în acest video? Hai să arătăm o jumătate să vedem cum arată. Arată ca un castravete murat. Hai să-l gustăm. E extra, extra, extra apos. Are foarte mult apă în interior. Nu este atât de rău. La gust seamănă cu un cartof fiert. Cartof fiert? Cum poate să semene un castravete la gust ca un cartof fiert? Seamănă cu mazărea, nu cu un cartof fiert. Băi, nimeni nu vrea să renunțe? O combinație dintre mazăre și cartof. Nu e atât de rău, parcă este o mazăre. Dar priviți pe masă cât acolo. A, dar eu putem să... Să o scurg așa, să fie mai puțin. Știți cum se scurge un prosop? Uite așa. E, Valeriu, de-am aici, cred că trișezi. Așa, acum arată mai dezgustător decât arăta. În fine. 90% din castravete este compus din apă. E, fiți atenți. Este exact sunetul când Adi trage un pârț, fix așa se aude. Ăla nu e pârț, ăla e pârț cu... Eu aș fi preferat un cartof fiert, nu un castravete. Serios, adică mie îmi plac mai mult cartofii. Apropo, prieteni, care este leguma voastră preferată? Scrieți chiar acum în comentarii. Ia, dezbusător. Mâinile mele încă sunt ude de la faptul că am scurs acest castravete. Vă imaginați cât de multă apă are în el? Noi trebuie să mâncăm și coada, da? De mine mama m-a învățat că nu trebuie să mănânc niciodată coada asta de la pe. De ce arunci cu pepene în mine? Înainte de a trece la următoarea rundă, știți ce mă întreb eu? Ce? Câte like-uri poate aduna cuvântul mama? Cuvântul mama merită 10 milioane de miliarde de milioane de like-uri. Eu cred că mult mai mult. Păi haideți să întrebăm pe abonații noștri, prieteni, câte like-uri poate aduna cuvântul mama? Apăsați chiar acum pe butonul de like dacă considerați că acest cuvânt merită mai multe like-uri. Iar în episodul următor vom vedea câte like-uri a strâns acest cuvânt. Este rândul meu să extrag o sumă de pe perete. 150, care este o sumă destul de mare, băieți. Și avem produs oribil? Ce să fie oare? Deci avem ceva misterios. Dar da, nu. Ne ține în suspans. Da, să vedem după miros. Hai. De ce e fructe exotice? De ce e mucigăit? Serios, uite că e mucigăit. Mașina tot este mucigăit aici la vârf. Cât e la tine și cât e la mine. Dar a mea are o coajă destul de groasă. Adică eu vă știu, pe voi puteți să faceți așa. Cum? A, gata! Băieți, de ce stricați fructele exotice? Uitați-vă la roșia mea! Băi... Nu sunt sigur că e roșie, pentru că mireasă diferit. Prieteni, cred că mi-am dat seama de ce e produs oribil. Pentru că sunt fructe exotice stricate. Car nu știu cum trebuie să arate, că nu este stricată, dar... Băieți, dacă sincer, nici măcar nu știu ce fruct este ăsta. Voi cunoașteți? Dă să-l miros. Nu e o pară, are o coajă... Fiecare fructul lor. Are o coajă destul de groasă. Parcă este zăpadă acolo. Și acolo. Ăla-i mucigai în interior. Ai mucigai. Coaja nu se mănâncă, Eugen. Știu că te-ai deprins să mănânci coaja de la mere, de la... Dar ce fruct e asta? Ce fruct e asta? Bă, văd ceva aici în interior. Bă, ce e asta? Dar noi cu siguranță am mai avut acest fruct într-un video. Eu nu cred că în așa formă. Și de dulce. Ei, hai, la tine e bun. Pe mine Eugen m-a făcut foarte curios, vreau să aflu și eu cum este fructul meu înăuntru. Ia priviți, prieteni. Parcă este o prună, doar că mai mare. O, nu, este o prună cu viermi. Are semințe înăuntru, oare semințele de la mine se mănâncă? Sunteți gata, prieteni, pentru că gust chiar acum să văd ce este aici. La mine nu este deloc dulce. N-are cum să nu fie dulce pentru că e... Gustă și tu, poftim! Da, poate mănânc. Da, poate coaja se mănâncă doar. Ceva nu faci corect. Mai spune-mi, se mănâncă doar acest buridon. În orice caz, Valer, trebuie să mănânci tot, altfel 150 de euro. Este ok, 150 de euro, pot să-mi cumpăr câte mâncare vreau, așa că sunt gata să mănânc tot acest fruct. Hai să vedem acum la mine. Deci, eu fructul ăsta l-am mai văzut la noi în episoade. Mie nu-mi place mucigaiul ăsta de pe coajă. Nu-i ok, nu-i deloc ok. O să încerc cumva să mănânc doar interiorul. Poate o să fie mai bun.
Adi, nu uita că trebuie să-l mănânci pe tot. Altfel... E, mănânci tu coaja asta. Coaja nu se mănâncă, adică tot din fruct. Da. O să fac eu cumva, o să-mi bag eu limba prin fructul ăsta ca să nu mănânc coaja. Eu pot să fac altceva. O curăț așa de mucegaș pe care am. E la fel de dulce pe cât îl țin eu minte. Eu sper că după episodul ăsta, stomacul meu nu o să semene cu conservele lui bunica, pline cu mucegai în interior. Doar la mine bunica nu avea conserve pline cu mucegai. Sărmana bunică, care o să vadă ce zic. Și eu în sfârșit am terminat de mâncat pearja asta a mea. Prea simplu, mă așteptam la 150 de euro să fie un produs mult mai oribil, dar a fost destul de dulce și exotic. Deci am mâncat și eu fructul ăsta, așa că putem să trecem la următoarea rundă. După toate produsele acestea, nu vreau să risc cu 200, 100 și 130. Voi alege dintre 70 și 50. Cum credeți? Care arată mai bine? Eu cred că e prea banal 50. Hai să o luăm totuși cu 70. De ce scrie aici chipsuri picante, dar aici e un ardei roșu? Atât de picant să fie? Nu cred. Asta nu e iute, asta e cu gust smântână. Chipsuri? Eu am mâncat chipsuri de multe ori. O, nu! O, cum arată! Aaa, cu ce e asta? Ce-i scădeze? Uitați-vă aici! Uitați ce a rămas pe deci la un singur chips. Ah, asta e pipier roșu! Hai băieți, să văd cum renunțați! Sau trebuie să mâncați absolut tot. Dacă nu mâncăm, cât costă? 50? Uite că-l văd! Ce ai să-mi par prie? Chipsul! Și de ce nu-l mănânci? Acesta a fost planul meu secret. Eu voi da banii, dar nu voi mânca aceste chipsuri. Pentru că primul chips pe care l-am gustat a fost oribil, pur și simplu! Sunt oribile! La mine gura cumva chiar receptorii mei s-au adaptat cu această iuțeală. De ce nu a fost laptele după runda asta? La mine fatala e asta. Deci fiți atenți ce cu chipsul ăsta. Mănânc doar bucățele care chiar sunt fără piper. Important e să răsuși pe noastră. Fiți atenți, prieteni! Vedeți acestea, sunt 4 chipsuri. Dacă voi apăsați acum pe butonul de like, eu o să pun toate aceste 4 chipsuri în gură direct. Da? Hai, 5 secunde vă dau. 1, 2, 3, 4, 5. Sunt sigur că ați apăsat butonul de like, iar acum... Eu mai am doar 4 bucăți. Și e mult mai cheșa. Încă nu este târziu să cedezi și dai și tu bani. Nu contează, dacă am început, finalizez. Eu pot să merg după apă. Sigur că nu trebuie să da, stai, dar trebuie. Hai, hai, mai repede. Simt iuțeala și în stomac deja. Hai, Adi! Deci, mi-au rămas cei mai horror. Fiți atenți doar cum arată ăștia. Zici că sunt chipsurile alea care One Chip Challenge. Acum pot merge după apă. Amândoi putem merge după apă. Eu chiar nu regret absolut deloc. Bine, dau banii care trebuie, dar în schimb știu că nu îmi va fi iar din fața mea. În sfârșit am scăpat măcar de un aliment neplăcut. Pe acest perete au rămas doar numerele mari, 100, 200, 130 și doar aici mai este unica care este mai ușoară. Paste fierte în cola. Nu prea arată bine. Adi, tu deja mănânci? Se vede că i s-a făcut poftă de mâncare după... La mine limba arde, am nevoie de ceva să bag în gură. Băi, ce flashback din copilărie mi-a luat acum. Deci are gust de paște în lapte. Gustă, doar gustă. Eu doar când văd asta, am impresia că e un vierme aici. Și aici sunt... Eu nu o să mănânc. Băi, cât e de bun. Nu sunt deloc de acord cu tine, Adi. Da, sunt dulci, dar este un dulci care așa e o combinație dulci ciudată. Îmi pare rău, dar eu nu o să mănânc aceste spaghete pentru că îmi aduce aminte a vierme. Ia priviți cum arată asta. Și plus că sunt reci, cum pot să mănânci asta? Nu pot să înțeleg cum Adi mănâncă asta cu plăcere. Deci eu mai am aici încă 3 paste și am terminat și această rundă. Și în sfârșit, prieteni, am ajuns la ultima spaghetă. De cât timp aștept asta? Deci am terminat și această rundă, am rămas cu toți banii în tax. Like. Hai, Eugen, dă bani. Da, Eugen, dă bani. Tu mai ai bani? Mai am. Dar nu mult.
este rândul meu și haideți să vedem care sunt ultimile 3 produse. Nu o să aleg numărul cel mai mare, 200, dar haideți să vedem ce se află sub 130. Ceva oribil. Și asta ce mai este? Băi, eu știu ce e asta. Este un miros pe care îl cunosc, de fapt. Este ureche de porc. Bă, asta nu-i produs oribil. E oribil, Eugen. E ureche de porc. Poate să fie oribil doar pentru cei care sunt vegetariani. În rest, nu înțeleg cum poți să spui că așa ceva este oribil. E bun. Mm-hmm. 130 de euro. Scumpă ureche! Rămân și cu 130 de euro și mai mănânc și ceva gustos. Cum băi să mănânci ureche? Închipuiți-vă că mănânci ureche. Ureche de porc. Ok, hai, o să încerc și eu. O gură doar. Ce șpuric mi-a trecut de mine. Hai, hai, de parcă ești o fetiță de 5 ani. Cum poți să te faci că nu e gustos? E ok. Eu cred că echipa Orange Blow a pus acest ingredient doar pentru mine, pentru că se așteptau că o să mănânc tot. Băi, nu știu ce să fac, deci îți la 50 la 50 dacă să renunț sau... Când nu știi ce să faci în viață, trebuie să renunți, așa sigur vei ajunge la succes. Hai, gata, renunț. Da, de renunț, îți plătești banii și... capă de această mâncare care, după părerea mea, este gustoasă. De ce oribil, serios? Mai am doar o bucată care e cea mai mare. Băi, cum să mănânci urechi de porc? Hai, haide, mă bagi pe toată în gură și gata! Decide-te odată, sau mănânci sau nu mănânci, dar nu... Hai, haide, mănânc-o pe toată! Haide, dă banii și gata, lasă prostiile astea! Haide, am mâncat atât de mult! Și în final, când am mai rămas o singură bucățică, nu. A renunțat! Îmi pare extrem de rău că nu a renunțat de la început. Serios, prea multe elemente amestecate aici au fost. Asta a fost oribil, deci serios, peștele ăla a fost mai bun decât asta. Mie mi-e frică deja să aleg 200, pentru că cine știe, poate va fi fund de porc. Așa că hai să aleg 100. Banană în tabasco? Nu. Bă, a fost deja un produs iute, de ce două? Cât de iute poate fi? Sper că nu este la fel de iute ca cipurile. Trebuie să spun că este oribil sau asta deja este clar. Parcă-i pești, Eugen. Dulce cu iute. Nu, asta e straniu gust. Parcă dă un gust de ulei. Cea mai proastă combinație care poate exista. Ok, beneficiul este că banana ajută un pic la iuțeală, dar îți dă un gust de ăsta, doamne, mie mi-e jale de stomacul meu. Băieți, totuși, 100 de euro costă această banană. Eu credeam că avea să renunț, chiar credeam că avea să renunț, dar cred că reușesc să o duc până la cap. Eu cred că e prea ușor asta. Băieți, zic un challenge. Cine mănâncă prima banana, nu, cine ultimul mănâncă banana, ăla pune 100 de euro. Ok. Eu gata. Băi, și nu fiale la mine în gură, bă. Eu tot gata. Eugen, 100 de euro pe masă! 100 de euro pe masă! Eu tot gata! 100 de euro pe masă! 100 de euro pe masă, Eugen! Sunt domnijorii plini cu banane și cu tabasco! Ce cu ideile astea prostie? Nu contează cum ți-a fost de acord, 100 de euro pe masă! Așa trebuie, Eugen! Cum recune, chiar dacă produsul îl mănânci, tot trebuie să dai bani! S-a supărat Eugen deja! Deci! Ultimul produs în valoare de 200 de euro. Care este cel mai oribil. Cine trebuie să-l aleagă? Tu. Așa, pe care să-l aleg, băieți? Vreau ceva mai ușor, oare ce să aleg? Sigur că nu am de unde alege, este doar 200 de euro și este din nou un produs oribil. Hai să vedem care este cel mai oribil produs din acest video. Foarte curajos din partea lui Adem. Nu știu dacă vei putea să câștigi acest challenge cu așa sume mari pierdute. Nu vreau să văd în viața mea caracatiță. Gata, s-a terminat. De azi înainte, echipa Orange Blue să nu pui niciun challenge caracatiță. Da, 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 scris în comentarii. Vezi că în următorul challenge cu bazinul stă o caracatiță în bazin cu tentacole. Da. Deci, eu... mi-am mâncat bucata mea, ceea ce înseamnă că am salvat cei 200 de euro. Iar eu sunt la ultima bucată pe care o voi mânca și am terminat și eu și am rămas tot cu încă 200 de euro la mine în cont.
Deci nu e rău, dar nici prea bine. Am rămas cu 725 de euro. Eu am început foarte bine, am mâncat toate produsele, în afară de cele mai scumpe, care mi-au adus în total suma de 670 de euro. Deci foarte, foarte slab. Iar eu, prieteni, am cheltuit 70 de euro. Vă imaginați cât de mult este asta? Dar oricum, am rămas cu 930 de euro, ceea ce înseamnă că am rămas cu mai mulți bani decât băieții. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că cu cât mai multe like-uri strângem, cu atât challenge-urile vor fi mai epice. În comentarii nu uitați să scrieți produse oribile pe care să ne le pune echipa Orange Blue în următoarele challenge-uri. Și apăsați neapărat pe butonul de subscribe ca să faceți parte din marea noastră familie. Cu voi a fost Eugen, Valeriu și Adi. Ne revedem foarte curând. Nu e atât de rău, are gust de cartof fiert. Da, uec. E mare lucru. Nu, mersi.